Dacă viața îți dă niște probleme, unele dintre ele nu merită să le iei. Cu alte cuvinte... E o alegere și aici, nu? Da, cu alte cuvinte, sunt probleme pe care poți să le delegi, sunt probleme pe care poți să le elimini din viața ta și sunt probleme pe care poți să le transformi în vehicule către sinele tău viitor mai bun. Și aici e înțelepciunea celui care își asumă lucruri care țin de viitorul lui peste 10 sau 20 de ani și lipsa de inteligență a celui care își pune în farfurie probleme care nu sunt ale lui, care nu-l ajută, care nu vin decât să-i creeze confuzie în viață. Viața poate fi mult mai fericită dacă este mult mai simplificată de cel care abordează problemele cu o oarecare detașare și zice, asta e o problemă despre mine sau e mai curând o problemă în care am călcat întâmplător. Mi-am asumat-o fără să am fie a mea. Am nimerit în ea. De ce? Iarăși din cauza unor convingeri limitative, a unor convingeri din trecut, în special din mediul familial, de tipul nu poți să spui nu. Da. Nu poți să refuzi. Trebuie să fii politicos, să-i ajuți pe toți și așa mai departe. Da. Nu poți să spui nu, îți asumi rolul salvatorului. Exact. Sau trebuie să faci cu tare lucru. Nu trebuie, aproape nimic nu trebuie dacă nu ține de menținerea vieții. Alea sunt trebuințele. Exact. Însă oamenii fac alegeri având iluzia că trebuie. M-a rugat X să îi aloc 2 ore din timpul meu ca să-l ajut la proiectul lui de viață și mie mi se pare mai important proiectul lui de viață decât proiectul meu de viață și nici măcar nu negociez cu X că nu pot în ziua respectivă sau în ziua următoare, mă duc și-l ajut, dar după aia mă frustrez că am renunțat la mine ca să-l ajut pe celălalt. Oare nu e o fugă din viața proprie și o scuză pentru a nu face anumite acțiuni pentru sine? Pe de o parte poate fi o astfel de fugă. Mie îmi place, pe de altă parte, să privesc această realitate pur și simplu ca pe un tipar arhaic de comportament. Pur și simplu e posibil ca pe străbunica ta acest mod de comportare să o fie ajutat. Pe bunica, pe bunicul, pe mama, pe tata. Dar nu neapărat te ajută pe tine în nou context, în noile condiții. Aici îmi place foarte mult parabola cu peștele prăjit, o mai spun prin cursuri. Se spune că fetița o întreabă pe mama ei de ce de fiecare dată când prăjește pește în tigaie, îl taie în 2 sau în 3. De ce nu îl prăjește întreg? Pentru că fetița fusese la restaurant și primise peștele întreg și i-a plăcut cum arată. Și mama spune, păi așa se face. Și fetița curioasă întreabă, cum adică așa se face? Păi așa face și bunica. Se duce în weekend la bunica, o întreabă pe bunica de ce taie peștele în mai multe bucăți când îl prăjește, bunica îi spune așa se face. Păi de ce se face așa? Păi așa face și străbunica și ajunge la străbunică. Și străbunica în sfârșit îi spune, păi da ce, așa face și bunica și mama? Da. Păi de ce fac așa? Păi nu știu, că a spus că așa faci tu. A, păi eu fac așa pentru că am tigaia mică și nu încape un pește întreg în tigaie, trebuie să-l tai în 2-3 ca să încapă mai bine bucățile acolo. Dar bunica și mama au tigăi mari, ar trebui să lase peștele întreg. Dar ele au preluat în felul acesta. Exact, au preluat-o pentru că așa făcea străbunica. Ei, fiecare dintre noi în ziua de astăzi, cu apariția internetului, atât de multor resurse, cu libertatea de mișcare, avem tigăi mari. Dar avem tendința să tăiem peștele în bucăți în continuare. Și întrebarea este de ce faci asta? Și faci asta pentru că e un tipar arhaic. Faptul că nu știi să spui nu, într-o manieră politicoasă, desigur. Când spun să spui nu, nu înseamnă să fii agresiv, înseamnă să fii politicos și să îți vezi și interesul tău. Faptul că nu ai disponibilitatea să faci un lucru pe termen lung, ci doar îl faci 2-3 zile și după aia te plictisești și te apuci de alt lucru nou. Toate astea sunt tipare care, la un moment dat, pot sta în calea descoperirii adevăratului tu.